David Popovici a câștigat 17 medalii în acest an și nu se oprește aici. Pleacă în Australia la Mondialul în bazin scurt. Popovici a câștigat 3 medalii de aur și un argint la naționalele de la Otopeni. În finala de la 400, Popovici și Vlad Stancu nu le-au dat nicio șansă adversarilor. Cei doi s-au luptat până în ultima secundă pentru aur. Cum e să te lupți cu David? Este o onoare, pentru că este unul dintre cei mai rapizi tuturor timpurilor. Nu cred că aș fi putut să nu la fel de repede dacă nu era el acolo. Popovici a fost luat pe sus de fani la Otopeni. Mi-am luat niște cartonașe cu mine în mașină, în drumul până aici. Le-am semnat vreo 40 și le-am împărțit. Popovici nu intră în vacanță, va pleca în Australia pentru campionatul mondial în bazin scurt. Pentru mine sărbătorile înseamnă maxim, cred că în total, 3 zile libere, tot Crăciun și Revelion.